Hippolymnas bolina este un imitator al speciei Euploea core. Este răspândită din Asia până în Australia. Este o specie relativ comună, neavând pretenții prea mari față de habitat. Apare în zone de câmpie, păduri tropicale, parcuri și grădini. Omizile ies din ouăle depuse pe plantele gazdă pe care se hrănesc. Acestea pot fi foarte variate, incluzând plante din familia urzicilor, urticacee, acantacee, convolvulacee și malvacee. Însă, spre deosebire de specia pe care o imită, larvele nu se încarcă cu substanțe toxice. Singura lor protecție împotriva prădătorilor este faptul că seamănă ca formă și colorit foarte mult cu specia toxică. Această strategie se numește mimetism batesian.